Procurorul activist rezist Sorin Lia, reținut ieri, doamnelor și domnilor, pentru o pagină întreagă de infracțiuni puse în sarcina lui, a fost lăsat astăzi în libertate de judecători. El cu alți doi procurori, dintre care și Bogdan Pârloc, dacă vă aduceți aminte, cel care a deschis dosarul 10 august, au fondat Asociația Inițiativa pentru Justiție, domnul Chiria, care a participat la, între altele, linșajul judecătoarei Lia Savonea. Roxana Ciucă e în direct alături de noi și ne explică cum a reușit procurorul ăsta, care ieri avea o pagină de acuzații, să fie scos astăzi din arest și fără să aibă nici măcar o singură măsură preventivă, chiar nici cea a părăsirii teritoriului țării. Bună seara, Roxana! Bună seara, Victor! Bine v-am regăsit. Păi a scăpat cel puțin pentru moment de acest dosar, dar nu a scăpat de belele, pentru că pe 17 mai ajunge la CSM, unde are o acțiune disciplinară pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și interdicții. Ieri magistratul rezist a fost reținut pentru 24 de ore și astăzi a reușit să o convingă pe judecătoarea din Craiova că nu este absolut deloc vinovat, dar vedem cum vor decurge lucrurile, pentru că vor face cu siguranță contestație cei de la parchet. Vă întrebați probabil cine este acest individ. Păi este procurorul reținut de noua secție pentru investigare a magistraților și este cel care a candidat, dacă vă aduceți noastră aminte, la Consiliul Superior al Magistraturii. Mai mult decât atât, este magistratul care copreședinte, de fapt, al Asociației Inițiativa pentru Justiție, înființată alături de Bogdan Pârloc, procurorul care știm că a deschis dosarul 10 august. Dar haideți să trecem un pic la acuzațiile pe care le aduc anchetatorii, pentru că sunt unele complicate, extrem de complicate acolo și nimeni nu înțelege, nici în mediul juridic, vorbeam ceva mai devreme cu niște persoane din mediul juridic și nimeni nu își explică cum acest procuror care este acuzat că anul trecut le-a dat polițiștilor informații nedestinate publicității și informații cu caracter secret de serviciu a fost lăsat în libertate. De ce se îndreaptă individul ăsta către polițiști? Păi, să nu uităm că el a fost polițist la IPJ Olt între 2004 și 2011, iar din 2011 a devenit procuror la parchetul de pe lângă judecătoria Slatina până în 2018, când a trecut la parchetul de pe lângă judecătoria Constanța. Mă întorc la acuzații. O altă faptă este cea de abuz în serviciu, care este imputată și se referă la o presupusă intervenție, mare atenție aici, în 2016, în calitate de magistrat coordonator, ar interveni la un procuror stagiat pentru ca acesta să dispună o soluție favorabilă unui inculpat dintr-un dosar. Mai mult, mai sunt acuzați. În 2021, acest Sorin Lia s-a folosit de funcția de conducere de prin procuror acolo la parchetul din Corabia, pe care o avea, și a emis retroactiv pe numele lui un ordin de deplasare nereal, prin care a arătat că undeva în decembrie ar fi circulat pe drumurile publice în interes de serviciu, total fals. Și acum, tot că veni vorba cu deplasările astea în drum, cu autoturismul, nu putem să nu-l introducem în această discuție și pe Daniel Horodnicianu, pentru că acest individ, Sorin Lia, i-a trimis domnului Daniel Horodnicianu pe data de acum în februarie, pe data de 23 februarie, i-a trimis lui Daniel Horodnicianu, direct la CSM, Horodnicianu, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, i-a trimis, domnule, un memoriu în care se plânge că toți magistrații, toți polițiștii de acolo din Oltenia au ceva cu el, se plânge că e vizat într-un dosar de furt de motorină și că, vezi, doamne, mascații au intrat peste bunica lui în casă, o femeie de 80 de ani, să caute, să caute motorină. Sunt foarte multe acuzații ce îi se aduc acestui individ, iar referitor la CSM, vă spuneam că a trimis lui Horodnicianu o sesizare în care se-i spună că trebuie să ia neapărat soluții, că nu mai poate să facă față anchetatorilor de acolo din Olt. Vom urmări cu real interes, așteptăm să vedem dacă pe 17 mai vine la CSM pentru acțiunea disciplinară de care vă ziceam. Și mai apoi vedem contestația parchetului, pentru că se așteaptă motivarea, după care contestația parchetului, vedem dacă va rămâne în continuare fără niciun fel de restricție sau poate cine știe se va admite contestația parchetului în ceea ce privește pe acest magistrat rezist.
Mulțumesc mult, Roxana. Domnul Chiriac, deci hai să o rezumăm. Domnul ăsta a candidat să fie reprezentantul procurorilor în CSM. Procurorul de judecă... Dacă avea noroc și Bulan la voturi, ca să zic așa, era colegul cu domnul Horodnicianu, azi în secția de procuror. Mare păcat că nu este în CSM. Mare păcat că nu este în CSM. Dar între timp a participat la activism împreună cu domnul Pârlog și sunt cu asociația aia care reformează sistemul de justiție. Deci a spus foarte clar asociația care o șantaja pe Lia Savonea, nu? Mă rog, doamna Savonea s-a bănuit șantajată și a zis că se va adresa organelor... Pe dânsa o citesc, nu pe dumneavoastră. Păi da. E vorba de acuzații atât de exact. Care, citesc un judecător în altă curte, da? Exact. Domnul ieri, eu am citit comunicate, am citit un comunicat emis de colegii lui procurorii, ca să zic așa. Așa, în care spunea, în primul rând, că s-a primit aviz de la secția de procuror a CSM pentru ridicarea domniei sale, adică de la domnul Horodnicianu, care a ieșit adresa domnia sa politicos, că e persecutat acolo la Olt, și zicea că secția de procuror și-a dat avizul pentru reținerea domniei sale și după aia motivele reținerii. Și era o pagină cu vreo 6 infracțiuni. De la fals și uz de fals până la șmecherii cu carburant. Eu agnădește, domnul. Sifonări din dosare către incurpați și treburi de... Astăzi, onorata instanță de la Craiova a zis că omul poate să plece acasă, dar nici măcar pe controlul judiciar sau ceva de genul ăsta, nici măcar... Deci degeaba insistați. Asta a spus judecătorul de, deci, cum se cheamă, de drepturi și libertăți. Organizația din care face parte domnia sa, dacă îmi spuneți... Păi stați să domnia sa poate să facă dosare penale în timpul ăsta, că n-am auzit că l-ar fi suspendat cineva. Da, nu l-a suspendat nimeni. Magistratul. Deci organizația din care face parte îi va asigura curățarea absolută a acestui dosar. Și sancționarea procurorilor care i-au... Care au îndrăznit să-l aresteze. Deci asta se va întâmpla. Știți că nu greșesc aici și păi cu aveți Tocan, palmares deja. Am palmares. Da, da. Deci a fost, aici s-ar putea să fie o problemă. Nici nu știu problemă. Știți cine e procurarea care l-a săltat? Cine? O mai țineți minte pe doamna Maria Pițurcă, aia care o târa pe micuța Sorina, pe în curte, pe la baia de aramă? Dânsa a făcut? Da. Dânsa, care tocmai a fost promovată șefă la penal la parchetul de lângă Curtea de Apel Craiova. Și domnia sa l-a umflat pe domnul Lia. Păi numai dânsa putea să le umfle pe domnul Lia, dar, repet, organizația din care face parte va rezolva toate problemele. Ziceți, domnul Harnagea, da, omul ăsta luni dimineața se duce la servici și le face dosare la aia cu care a stat în arest preventiv o noapte? Ceea ce îmi miră pe mine, nu neapărat că în sfârșit i-au dat tot, să-i dea tot fel de restricții, să-l rețină. Păi nu i-a dat nicio restricție. Dar pe mine îmi miră că nu e suspendat. Păi eu n-am văzut un comunicat de la CSM. Să stea, eu știu... Azi a apărut comunicatul de la onorata instanță care ne-a anunțat că l-au pus liber și fără nicio restricție. Deci nu e nici măcar suspendat. Nu, eu n-am văzut un comunicat de la CSM. Bă, vă rog, intrați pe site la CSM, poate între timp l-au suspendat, habar n-am. Omul ăsta, de mâine dimineață, dacă se duce la servici, își continuă dosarele penale. E o mare lipsă de oameni în magistratură și faptul că domnia sa își continuă activitatea, cred că e un câștig pentru noi toți. Și pentru democrație, ca să zic așa. Și pentru statul de drept, în primul rând. Mai ales dacă luptăm cu trebuie extremismului, e foarte bună. Iată. Da, uite, domnul Lia, da. E... Ce ziceți, domnul Șerbănescu? Dacă spuneți că așa e în colonie, nu mai pot. Mă ridic și plec. Așa e în colonie. Mă face să nu mă țin de cuvânt. Așa e. Mă gândeam că odată vă determin și eu. M-aș mira să fi fost invers. Dar ați văzut? Da, în cazul ăsta chiar are dreptate dacă ar fi să coroborăm declarația cu declarația maestrului Chiriac. Genul ăsta de organizații care susțin tot felul de oameni importanti și competenți, fără îndoială. Dom'le, lumea poate nu știe cine e domnul Pârlog, colegul domniei sale de activ. Domnul Pârlog e procurorul la militar pe care l-a prins tura pe 10 august și când se întorcea cu bicicleta acasă, a văzut buluc de lume la Piața Victoriei. S-a oprit, a constatat și a deschis dosar penal împotriva jandarmilor. Da, am înțeles că a coordonat în autovehiculul jandarmilor, autovehiculul de comandă, a coordonat acțiunea. Domnul Pârlog, nu? Nu, dânsul a fost? Nu a fost. Și apoi le-a făcut dosar. A fost indignat. I-a luat la întrebări. A intrat pe stage, a zis, bă, ce faceți? Foarte bine la domnule, pot să vă citesc comunicatul de presă? Unicul pe care l-am, domnul Șerbănescu. Curtea de Apel Craiova, domnul, justiție independentă. La Craiova. Având în vedere interesul crescut al mijloacelor de informare în masă față de măsurile dispuse în dosarul cu numărul, Curtea de Apel Craiova, prin intermediul așa, face următoarele precizări. Dosarul a fost înregistrat în data de, fiind soluționat cu încheierea numărul, prin care s-a dispus, citez,
respinge propunerea de arestare preventivă a inculpaților, cheltuielile judiciare rămâne în sarcina statului. Deci nici un ban. Rămâne, cheltuielile rămâne. Ne-a spus purta de apel. Suntem la Craiova, ce ai? Păi și ce, nevastă mai de la Segarcea? Înainte de toate suntem într-o colonie și după aia la Craiova. În semicolonia de la Craiova. Onorarul avocatului desemnat în oficiu pentru inculpat se va achita din fondurile Ministerului Justiției. De la deci, 2002. Care de vină. Rămânând în sarcina statului, cu drept de contestație, biroul de informare. Bă, biroul de informare. Cheltuielile nu rămâne niciodată, oricât v-ați strădui voi. Așa scrie în comunicare. Cheltuielile rămâne în sarcina statului. Dar n-am văzut la CSM vreun comunicat în care să spună: bă, l-am suspendat, l-am trimis în concediu, l-am trimis la băi, până dar când se judecă contestația. Dar de ce să-l suspende dacă l-a găsit nevinovat? Păi nu l-a găsit, nevinovat, ci pur și simplu l-a considerat că nu se impun alte mijloace de astea restrictive până la, mă rog, până dacă și cheltuielile de judecată rămâne în sarcina statului, da? Și cheltuielile rămâne în sarcina statului, totul rămâne în sarcina statului. Ele rămâne în sarcina statului, ce n-ați înțeles? Cheltuielile de judecată era firesc să rămână în sarcina statului, în schimb cheltuielile cu avocatul, bine, dar avocatul de oficiu. Chiar dat avocat în oficiu, bietul procuror n-a avut nici avocat. Poate omul, știindu-se nevinovat, s-a gândit că nu are nevoie de o reprezentare mai bună și a lăsat, s-a lăsat la... Dreptatea am frânt. Ca întotdeauna, în stat de drept, întotdeauna. Dar stați un pic, am acum material, sunt convins, domnul Chiriac va fi extrem, extrem de atent și nu știu dacă îngrijorat, dar atent.